Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom face o rețetă de vară foarte delicioasă, care mie mi este foarte dragă și îmi place foarte mult și se pregătește și foarte ușor. Vom pregăti spaghetti cu roșii. Pentru această rețetă avem nevoie de 1 kg de roșioare, din acestea micuțe tip cireașă sau sherry. Pe lângă roșii avem nevoie de 100 ml de ulei, piper, spaghetti, sare, o legătură de pătrunjel tocată mărunt și 4-5 căței de usturoi de asemenea tocați. Pe un tocător pun pătrunjelul și căței de usturoi și cu un cuțit le toc puțin împreună. Practic le bat, să zic așa, încât să fac un mix de pătrunjel și usturoi. Pun mixul de pătrunjel și usturoi deoparte. Într-o tavă de aragaz pun puțin ulei cât să ung tava, așez roșioarele cu partea tăiată în sus, în felul acesta, cât mai aproape una de alta, pentru că vreau să-mi intre cât de multe posibil în tavă. Cu cât sunt mai coapte roșioarele, cu atât această rețetă va ieși mai bună. Peste roșii adaug sare. Sare puneți după gust. Mixul de pătrunjel și usturoi. Și uleiul. Și pun tava la cuptor, cuptorul preîncălzit la 200 de grade și le voi găti pentru aproximativ 45 de minute, o oră, sau până când vedeți că roșiile sunt moi și puțin rumene. Am pus o oală încăpătoare cu apă la fiert. Apa clocotește. Acum adaug o lingură de sare în apă și adaug 300 de grame de paste. Eu am ales să adaug spaghetti, dar dacă preferați altă pastă, puteți pune formatul preferat de voi. Las pastele să fiarbă după timpul indicat pe pachet. Roșioarele la cuptor sunt gata, miros extraordinar de bine. Pastele au fiert, acum le voi scurge de apă și pun pastele fierte peste roșioarele din tavă. Amestec totul foarte bine. Presar și puțin piper. Și credeți-mă că sunt delicioase aceste paste. Sunt gata să fie mâncate. Aceasta este rețeta de astăzi. Sper să vă placă și vouă la fel de mult cum îmi place și mie. Ați văzut că nu este deloc greu de pregătit și credeți-mă că este delicioasă. Vă rog să-mi lăsați părerile voastre în comentarii, pentru că îmi face mare plăcere să le citesc. Eu vă pup cu mare drag și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!